Bună ziua, dragi copii! Astăzi, la activitatea de educare a limbajului, vom vorbi despre tradiții și obiceiuri de iarnă. Pentru început, v-am pregătit un cântec. Despre ce este vorba în acest cântec copii? Este vorba despre anotimpul iarna. Și, pentru că sărbătorile de iarnă deja ne bat la ușă, o să vorbim astăzi despre colinde și obiceiuri românești. Luna decembrie este poate cea mai așteptată lună din an. Aceasta anunță atât faptul că iarna își face apariția, dar și începutul unui frumos șir de sărbători în care glasurile colindătorilor prind viață. Copiii din întreaga țară pornesc la colindat pentru a vesti nașterea Domnului și pentru a le ura gazdelor ca anul nou ce vine să fie unul îmbelșugat. Mersul cu bună dimineața la Moș Ajun, cu steaua, plugușorul, capra sau sorcova sunt doar câteva dintre îndrăgitele colinde și obiceiuri românești. O să vorbim mai întâi despre bună dimineața la Moș Ajun. În noaptea de 23 spre 24 decembrie, după miezul nopții până spre dimineață, copiii, adunați încete, umblă pe la casele oamenilor cântând colindul bună dimineața la Moș Ajun. În schimbul urărilor de bine, aceștia primesc cofrici, nuci, mere și alte bunătăți de la gazdele pe care le colindă. Mersul cu steaua. Cu steaua se merge de la Crăciun până în primele zile ale anului nou. Colindătorii merg cu steaua ducând din casă în casă vestea cea mare a nașterii Domnului. Aceștia se aseamănă cu magii care în noaptea sfântă căutau locul nașterii, ghidați de steaua strălucitoare care a apărut pe cer. Stelarii, așa cum sunt numiți cei care merg cu steaua, sunt îmbrăcați în costum tradițional românesc sau în unele zone în costume albe cu pangliș multicolore. Steaua cu care merg din casă în casă e construită pe un suport de lemn și e decorată cu hârtie colorată, iar în centru are o icoană care înfățișează scena nașterii Domnului. Umblatul cu capra. Jocul caprei este un obicei care se practică de la Crăciun până la anul nou. În cazul acestui dans tradițional românesc, măștile sunt înlocuite cu un singur animal, capra. Capra și însoțitorii ei merg din casă în casă pentru a le ura gazdelor un an nou bun și îmbelșugat. Cel care dansează jocul caprei își confecționează costumul din covoare, pături colorate și bucăți de pânză. Un lemn cioplit în formă de cap de capră este apoi așezat la capătul unui băț lung. Capul este decorat cu oglinzi, ciucuri sau pangliși multicolore. Plugușorul. În ajunul anului nou se recită din casă în casă de către grupuri de copii plugușorul. În acest fel, gazdelor din casele colindate li se urează un nou an plin de bucurii.
Rostirea plugușorului este însoțită de sunetul clopoțeilor sau de pocnetul biciului. Colindătorii poartă costum popular și o trăistuță tradițională în care strâng colăceii, nucile sau merele primite de la gospodarii pe care îi colindă. Am ajuns acum la Sorgovă. Odată cu începerea anului nou, copiii pornesc cu Sorgova. Umblatul cu Sorgova este unul dintre cele mai vechi obiceiuri tradiționale românești. Copiii care merg la Sorgovit au la ei o crenguță împodobită cu flori din hârtie colorată. Sorgova poate fi chiar și un băț învășurat în beteală și decorat cu clopoței. Sorgova, dragi copii, poate fi privită ca o baghetă magică cu ajutorul căreia cei mici duc din casă în casă vestea unui an mai bun. Iar acum vreau să vă recit câteva versuri frumoase. Versuri despre colinde. Vin sărbătorile frumoase, colinde, cântece de stea, lumini ce rătăcesc pierdute în roiul fulgilor de nea. Vin copii colindători, în ajun de sărbători, vin copiii voinicei cu glasuri de clopoței. Iată-i, vin pocnind din bici, cu clopoței și opinci și încep a colinda pe la case aura. Acum că am discutat despre obiceiurile de iarnă, ne vom juca un joc. Acesta se numește tradiții de iarnă. Voi va trebui să vă imaginați că vă întâlniți cu un prieten care locuiește în altă țară. Iar prietenul vostru vă roagă să-i spuneți ce tradiții au românii iarna. Formulați propoziții cu obiceiurile iernii. Ca de exemplu, în seara de ajun, colindătorii vin la noi acasă să ne cânte colinde. Acum o să vă las pe voi să continuați. Vă mulțumesc pentru participarea la activitate!